Distinsă asistență, onorați invitați și mai ales onorate gazde, a devenit deja un lieu comun, o plăcută sugestie și privilegiu pentru cel care le prezintă, să fie deopotrivă povestitor, un raconteur și mai mult decât atât un observator al ceea ce s-ar putea numi personalități artistice în expansiune. Nu vreau să spun mai mult. Deci folosesc sintagma expansiune, fiindcă se cunoaște astăzi, într-un secol al vitezei și al trăirilor antagonice, artistul a devenit un fel de pasăre, nu neapărat în colivie, dar o pasăre prizonieră care încearcă să iasă la liman, să iasă la marul inspirației, nu prin metode extra artistice, ci dimpotrivă, prin acea chemare interioară sau chemare, nu vreau să știți ce spun, chemarea lăuntrică, da, pe care toți o aveți în grade, în variații diferite, dar ceea ce contează este că această eliberare de care vorbeam, eliberarea la figurata păsărea inspirației dumneavoastră, reușește să ajungă la limanul sursei. Lăsând o parte literalitatea, aș vrea să conturez întâi opinie, sigur, de ordin quasi general și apoi să trecem la analiza, practic, de la analiză de laborator, cum spunea Cezare Pavese, pentru că fiecare artist are neîndoios are laboratorul său personal, pe care și îl mobilează după măsură și după fizicul său. Ca atare, ce am observat la prima vizită, avem un desant vâlcean aici, care nu poate decât să bucure privitorul, o serie întreagă de artiști navigatori prin spațiul artelor și al tehnicilor, cu care bucureștenii și, mă rog, cei de la centru nu au fost, din fericire, deocamdată vizitați. Dar e un plăcut aspect acest lucru. Provincia, când încearcă să refacă punțile, nu, domnul Pian, încearcă să refacă punțile și legăturile afective, atunci se produce acea fericită îngemânare, acel parteneriat de ordin vizual și nu numai. Ca atare, eu aș personaliza expoziția de față și felicit pe domnul Panărescu și doamna Mihaela că s-au gândit să îngemâneze, să reunească entități picturale și nu numai picturale, entități ale privirii, sub numitorul comun al fascinației ochiului. Ochiul care devine el însuși personaj, nu? Devine el însuși modalitate de a recrea, indiferent de tema respectivului artist. Deci, ca atare, există această fascinație și putere deopotriva privirii, fie că ne gândim la ciclul de energie al doamnei Eni, da? Emilia, da? Un ciclu care mie mi-a dat de gândit din dublu impact. Nu doar la nivel pur estetic, ci mai ales la nivel conceptual, deci de reliefarea a forței primordiale a cuplului. E o foarte inteligentă utilizare a detaliului anatomic, tocmai pentru, după părerea mea, pentru a potența ceea ce se cheamă energia primordială a cuplului. Au redimensionat prin diferite grade de valorație a culorii. Asta mă duce cu gândul la ce spunea Picasso acum mai bine de 66 decenii, când se certa, polemiza cu vechiul său prieten din Montparnasse, din atelier, cu Henri Matisse, și se certau tocmai pe ce prevalează mai întâi, forța penelului sau forța ideii care mânuiește, care conduce penelul. Și la care tot Pablito a avut dreptate și în sensul că mâna este cea care ajută privirea, nu doar privirea în sine, cum postula Henri Matisse. Era de înțeles că fiecare artist avea în parte îndreptată. Dar lăsăm la parte istoria plastică, revenim la prezent și o să-mi îngăduiți acum să dau oarecum citire, nu neapărat la o lectură cardinală, ci la o lectură comună, ca să decelăm împreună prin ce se diferențiază fiecare participant, expozant în parte. Nu mă îndoiesc că veți avea plăcuta răbdare să mă ascultați. Așadar,
doamna, aici de față, doamna Carmen Dina și fiul său, din păcate am înțeles absent. Doamna Carmen Dina ne prezintă în lucrările domniei sale un ciclu de abstract painting, da? Așa l-a intitulat. Eyes Joy, i-a spus. Un cuplu de abstract acționist care duce la o frumoasă îngemăiare, la o simetrie. Între semn și imagine există o simetrie perfectă la doamna Dina. Și ceea ce e mai important, că i-a transmis oarecum, metafizic vorbind, i-a transmis și fiului său această pasiune pentru levelul abstract. Dar întorcându-l la domnia sa, bănuiesc că există grade și grade sau metode și metode de a-ți contura un peisaj, nu? Un peisaj mental. Aceste abstract painting nu fac decât să genereze o intimitate cu semn, cu ideea, iar de la idee la imagine nu e Ilia Campan, nu e decât un pas, un mijloc de a se recrea pe sine. Mai departe, o avem pe Emilia Eni, mă întorc la domnia sa, fiindcă tot ciclul de care vă vorbeam, și nu numai, presupune acest leitmotiv al eliberării energiei prin intermediul forței primordiale, de care prin intermediul unui element interesant pe care doamna Eni îl face, și anume contopește foarte bine culoarea cu mișcarea. Mișcarea dinamică este cea care conduce tabloul, lucrarea în sine. O altă fațetă a distinției doamne este că unește foarte bine sensibilitatea, da? Deci raportul yin-yang, feminitate, masculinitate. Iar din această interrelație, din această interdependență se naște profunzime. De aici rezidă acea unitate genezică a cuplului, da? Mai departe, ce aș putea să relev este că deci nu e un postulat, e doar o teorie. Depinde de domnia sa dacă mi-o poate certifica, confirma. Bănuiesc că temperamentul eruptiv al doamnei Eni o va conduce și pe mai departe la asemenea surclasării magistice. Bănuiesc că aveți un temperament care vă incită să modelați, să intrați exact ca un scafandru în ceea ce creați. Fiecare tema dumneavoastră este un proiectil care știe să lovească retina, dar o lovește cu inteligență. Vă felicit. Apoi, îmi revine plăcuta misiune să nu fac decât nu exerciții de elogiere, ci exerciții de analiză. Doamna Comănescu Mioara, Plop, da? Și însoțită, bineînțeles, și de lucrările fiului său, de asemenea, din păcate, nu ne-a onorat cu prezența, domnul Dragoș, da? Dar o să mă opresc cu precădere asupra doamnei, și anume, aș întreba cum a ajuns la fericită această apropiere între... Bine, e o întrebare retorică, eu bănuiesc cum a ajuns, dar vreau să o provoc la un dialog imaginar. Da, nu, lăsați, nu, poate cu altfel. Adam și Eva, stimată doamnă, acest ulei, această superbă lucrare, sau mai bine zis, conturarea, cum ați ajuns la ea? Sigur, e mult de spus, e mult de comentat, dar mie îmi lasă o fericită impresie că apelul, ajutorul formulei biblice, motivului biblic al raiului, al grădinii raiului, l-ați reliefat, scuzați-mă, foarte pertinent și cu talent plastic. Vă felicit. De ce spun asta? Fiindcă m-am oprit cu precădere asupra ei, fiindcă foarte mulți au încercat, sigur. Vari metode sunt, vari tehnici. Dar tehnica de ulei pe sticlă denotă finețe și mai mult decât atât, aplicare către respectarea canonului biblic. Asta e important. Și dumneavoastră îl respectați. Cu prezosință. Nu navigați, adică la îndemn, sau nu lăsați la o parte tocmai acest demers. Felicitări și să continuați pe această gamă. Pe acest filon. Încă ceva. Ceea ce este mai mult decât laudabil. Aveți o inspirație formulare. Adică știți să formulați foarte bine ceea ce e fericită. Formulați foarte bine drumul de la imagine la titlu, titlul care e deja devine un corolar al tabloului.
o distinsă de înaintașa dumneavoastră, sigur, din alt veac, Marie Laurent Sainz, spunea că purma liniacă le titlă, pa le suje. Deci ați bănuit, da? Să. Deci, cu alte cuvinte, titlul este simbol. Subiectul vine apre. Felicită. Bun. Iar în privința fiului dumneavoastră, Dragoș Pop, are un tablou care m-a... Dragoș, da? Plop. Suntem toți în plop. Plop, da. Are un tablou, o lucrare intitulată After the Rain, da? Deci, sigur, e o ploaie, sigur, nu neapărat ficțională, dar o ploaie care trimite la niște motive foarte interesante din punct de vedere plastic. Transmiteți-mi din partea mea să meargă pe acest filon, pe acest tronson, să zic așa. Pentru că are numai de ganie, da? Și din punct de vedere cromatic, dar nu doar la cromatic, care aș resemna să înjumătățesc valoarea ta pânzei, respect tablouri. Ploaia de care vorbește e de ordin meta, deci meta e de ordin dincolo. Da. Absolut. Asta vă spun la prima vistă. Da. Felicitările mele și să continue să explorezi acest perimetru metafizic, fiindcă îi va furniza și surprize, dar deopotrivă și aplecări mai intime. Nu, să nu rămâne captiv, cum fac mulți tineri, știu la ce mă refer, să nu rămâne captiv la spațiu real, fiindcă atunci intervine inerția, intervine monotonia, să se ferească de ea. Okay. Bun. Domnișoara Elena Ghigeanu, cu care am avut plăcerea să stau de vorbă, sigur, fie și o scurtă perioadă, țin să o felicit nu doar pentru maestria de care dă dovadă la această vârstă, țin să-i mai spun că, dat fiind faptul că generația domniei dânsei încearcă, nu, este într-o perpetuă, într-o fertilă căutare, da, explorare de, nu numai de sine, explorare de teme, de motive, de așa mai departe, de exerciții vizuale, dar ceea ce face dânsa, trecând cu foarte multă maestrie și exercițiu de la acoarelă la creion, la grafică în creion sau după caz, da, mă refer la camera din spate, ce am văzut mi-a lăsat o vie emoție, o vie impresie. Aș întreba atât, cât la sută este inspirație, bine, e o întrebare celebră a lui Dali, cât la sută inspirație și cât la sută este transpirație? Cred că știți deja răspunsul. Da, nu e nevoie să-mi dați. Încă un aspect frapant. La vârsta care o aveți, vorba lui Proust, sau recitiți, vă rog, citiți-l, așa le spun studenții mei, citiți-l, stimați domni și domnișoare, citiți-l pe Marcel Proust, nu așa doar ca să epatați la lectură, citiți-l, fiindcă acolo există o întrepătrundere între timpul pierdut și timpul regăsirii. Dumneavoastră deja ați regăsit timpul la o vârstă fragedă și asta nu poate decât să vă bucure. Există, sigur, un timp adiacent picturii dumneavoastră, mutând puțin proporție, de la literatură la imagine. Aici am vrut să ajung. Deci, timpul de care vă vorbeam este timpul memoriei dumneavoastră, pe care știți să-l exploatați. Dânsa știe să-l exploateze. Alții îl exploatează, dar în van, fiindcă nu reușesc să atingă miezul. Bun, mai departe. Maestrul aici de față, domnul Pieleanu, da? Pieloiu, pardon. Scuzați. Am avut plăcerea să ne cunoaștem chiar acum, în ajunul demonstrației plastice. Ce m-a frapat îmbucurător, lăsând la o parte micile glose care se pot, evident, face, numitorul dumneavoastră comun este rigoare. Rigoarea și meșteșug, în primul rând. Există. Da, nu, este părerea clară pe care o am, fără interpune, fără juxtapune. Să vă încercați să nu cădeți tot așa într-un piej, într-o capcană a micilor scufundări. Încercați să plongeați, nu, cu unele dumneavoastră, la mai mare adâncime, exact ca un foarte bun corăbier care știe să-și măsoare distanța dintre greutatea navei și ce se află în adânc. Fiindcă în adânc dumneavoastră găsiți inspirație. Adâncimea, adâncime, nu mai dau detalii. În plus, la fel ca și la doamne, titlurile lucrărilor sunt majore, sunt clare. Inspiră, știți ce? Respiră o clasicitate.
deja vă clasicizați. E îmbucurător, nu, să nu credeți că asta vă pune așa o lespede, Doamne ferește. Clasicitatea, spunea George Călinescu pe vremă, ce este apanajul oamenilor de gen. Da, bine, el o spunea așa, fulgurant. Dar coborând la nivelul de față, merită să zăbăviți, cum spuneam, asupra plonjeu, asupra adâncimii. O să aveți surprize nebănuite. Felicită! Mulțumesc! Apoi, domnul Cristian, e aici, da? Cristian Petrescu. Da. O singură frază am de ajuta, am de adăugat, ca să nu par prea școală, cum se spune, licean, da, în apreciere. În primul rând, mi-a părut bine că ne-am cunoscut, evident, prin intermediul lucrărilor. Ce mă bucură vizual și nu numai vizual, conceptual, e că, indiferent de tehnica care o folosiți și cu precădere acest element, soara, este definitoriu pentru modul în care vă raportați la imagine, sfoara a devenit deja un pandan. Este un element universal. Așa vedeți, spun că îl vedeți, îl folosiți și îl integrați în lucrare. Așa cum făcea pe vremuri de celebru Marcel, prietenul lui Brâncuș de întotdeauna, Marcel Duchamp, avea și el o obsesie, la el era lucra la alt nivel, lucra cu materiale refolosibile, le integra în lucrare și deveneau personaje. Sfoara devine personajul nostru. Felicitările mele, pentru, în primul rând, pentru forța și inspiratul modelaj al imaginii. Continuați pe acest filon și veți avea voluptăți nebănuite. Nu o dați strict literar, da? Bun. Roland, da, urmează Roland Opriș, da? Stimate Roland, pot să vă spun un singur lucru, și anume că ceea ce lucrați dumneavoastră, lăsând la parte apanajul, sunteți un om de formație, evident, tehnică, dar asta nu înseamnă că nu aveți, cum se cheamă, nu aveți rigoarea și plăcerea de a crea. Rar ori am întâlnit un om de formație științistă, să spunem generic, dar care să aibă o atât de intimă relație cu pânza, cu tablou. Și mai mult decât atâta, să aibă și infinita răbdare, nu mulți artiști au, infinita răbdare de a medita asupra temei respective. Fiindcă una e să creezi așa, industrial. Dumneavoastră nu sunteți un industriaș, cum exercită unii fenomenul plastic. Deci nu creează doar de dragul cantității. Dumneavoastră aveți această calitate primă, și anume aplicarea către lumină. Vă luminați singur. Vedea spune. Vă luminați singur lucrarea prin intermediul idei. Felicitările mele. O să mai dialogăm pe tema asta, fiindcă e păcat acum să facem filozofie a rebur, pe dos. Oricum, felicitări și nu vă temeți să atacați și teme majore, nu doar minore. Asta e singura mea rugăminte. Majorul este o gamă care vă poate lăsa o frumoasă construcție. Depinde de dumneavoastră. Nu în ultimul rând, l-am lăsat la urmă, dar nu e exact ca în biliu, cei din urmă vor fi de first. Maestrul aici de față, din Mediaș, Alin Oltean, care, fără îndoială, în planul expoziției, este deja o voce singulară prin tot ceea ce întreprinde. Atât ca orfevrier, cât și prin modul de a utiliza materia, de a o ști să o stăpânească, e vorba de sticlă. Sticla este, cum bine știe toată lumea, un element foarte, foarte riscant, dacă nu știi să-l stăpânești. Îți poate da nebănuite plăceri, conceptual vorbind, dar te poate și scufunda când nu te aștepți. Deci condiția primordială a maestrului Oltean, care a îndeplinit-o cu prisosință, e că știe să îngemâneze modernul cu tradițional. Modernitatea obiectelor domniei sale, fie că mă refer la platouri, la vază, sau la platourile cu inspirație din trecutul unor mari pictori, mă refer la Sandro Botticelli și la celebrul Gustave Doré,
Le puteți vedea, puteți medita asupra lor, fiindcă, nu, de fapt, nu întâmplător a ales acele imagini, e vorba de nașterea lui Venus Botticelliană și o pânză mai puțin știută, o ilustrație mitologică a lui Gustave Doré, sigur, un pictor cu o viață foarte agitată, dar nu asta contează. Contează ceea ce reușește domnul Alin Lontan să transmită privitorului, sau viitorului Ashton, și anume capacitatea de a visa, de a fi discret împreună cu acel obiect. Fiindcă obiectul odată cuceritor de spațiu îți imprimă și o nostalgie, un mod de a visa împreună cu el. Îl felicit și nu mă îndoiesc că va avea și pe viitor modalitatea și mai mult decât modalitatea, plăcerea aceea pe care de la Canova, de la Antonio Canova încoace, sunt câteva secole de atunci, un sticlar știe să o imprime, și anume forța privirii. Felicită! Acestea fiind spuse... Da, stăteați aici în preajma mea și îmi cer scuze. Era să vă omit. Dragoș Preutese, da? Da. Ce vă pot spune, așa, la o primă analiză, da? Ceea ce lucrați dumneavoastră m-a bucurat și nu mai mult decât atât. Mi-a dat de gândit. Deci dumneavoastră stăpâniți foarte bine ceea ce lucrați. Mă refer și ca obiect, și ca lucrare, dar și ca drum. Drumul este destul de, vă spun, personal. Este un drum extrem de anevoios pe care v-ați conturat deja. Aveți o personalitate mai mult decât distinctă. Există exact ca în erupțiile acelea din Etna. Vulcanul de inspirație noastră erupe foarte, foarte când nu te aștepți. Deci aveți o surpriză în gândire, mă refer, da? Sigur, analogia poate să vă apropie, da, și unde vrei să ajungi? Păi, unde vreau să ajung? La ebuliția creatoare, de care vorbea Picasso. El când a creat acel tablou care a despărțit istoria, evoluția istoriei plastice moderne, și anume domnișoarele, celebre domnișoarele din Avignon, pe care știm cu toții, în 1907 s-a petrecut asta, el a avut atunci un fulger inspirațional, și anume, vreau să recreez istoria picturii, dar nu prin întoarcerea la trecut, ci prin plasma, printr-un ecran imaginar. Deci el a avut viziuni, dumneavoastră la fel aveți viziuni. Problema este că uneori, sometimes, viziunile pot duce fie la teritorii, sigur, deja decucerit, fie la teritorii unde vă puteți împotmoli. Sper să nu se întâmple, Doamne ferește acest. Încă o dată, aveți grijă cum navigați. Vă felicit. Așadar, stimați oaspeți, iubiți creatori, dați-mi voi în concluzie să nu numai să vă omagiez puterea creatoare și exemplaritatea concepției, și să sper că, nu în ultimul rând, nu în cele din urmă, arta nu poate fi decât o terapie, mai mult decât o simplă muzică de fond, este o terapie lăuntrică pentru a ne apropia și pentru a ne face să ne conturăm mai bine fiecare dorințele și plesmuire. Să nu credeți că ce spun acum pare scos din cărți. Nu. Sunt cuvinte care aparțin unui privitor care nu întâmplător știe să amalgameze literatura cu spațiu. Vă mulțumesc. Declarăm expoziția UV.